A început sezonul festivalurilor și, dincolo de distracție, apar și problemele. Aglomerația, artiștii care nu mai ajung la concerte sau cozile la intrare sunt principalele nemulțumiri ale celor care plătesc bilete la astfel de evenimente și doar câteva dintre motivele pentru care ei își exprimă și nemulțumirea în social media. De multe ori cer și banii înapoi. Tocmai de aceea este bine ca, înainte să cumpărăm biletul, să știm ce drepturi avem. Radu Hângănuț a citit ceea ce noi știm ca termeni și condiții, adică acel scris mic, pentru că tu ai ochii mai buni, Radu, ești mai tânăr. Și e un moment în care mă bucur că n-am bani să cumpăr bilete la festival. Să știi că nu e, da, îmi pare rău. Să știi că nu e neapărat scris mic, e scris mult. Și sunt zeci de pagini, de regulă, pe care se presupune că le citim. Știm foarte bine că avem cei mai mulți dintre noi acest prost obicei, ar trebui să spunem, de a nu citi termenii și condițiile atunci când cumpărăm diverse bunuri, diverse servicii și așa ajungem în situații cât se poate de complicate, pentru că ne așteptăm la ceva anume, nu primim acel ceva, cerem banii pentru acel ceva și aflăm că nu putem să primim banii. Tocmai de aceea e bine să știm în cazul festivalurilor ce drepturi avem și ce putem să facem atunci când avem nemulțumiri. Tocmai de aceea vom discuta și cu un specialist, cu un avocat, ca să știm de la sursă ce putem să facem. Hai să vedem de unde pornește această discuție. Zilele trecute a fost în București un festival, Saga Festival, dar aceea ce discutăm are legătură cu toate festivalurile, pentru că, în esență, oriunde am merge în lume, la orice festival de muzică, întâlnim în principiu, pe diferite grade oricum de prezență, găsim aceleași nemulțumiri și aceleași probleme, anume cu cozile sau cu timpul pe care îl petrec oamenii atunci când trebuie să aștepte pentru intrare sau atunci când vorbim despre prezența sau nu a unor artiști în line-up-urile care au fost anunțate și pentru care, evident, foarte mulți oameni își cumpără biletele în special pentru aceste line-up-uri și pentru anumiți artiști. Ei bine, am selectat câteva dintre mesajele din social media de la câteva dintre cele mai cunoscute festivaluri din țară la ora aceasta, festivaluri care au fost sau sunt programate pentru cursul acestui an. Am văzut și zilele acestea foarte multe astfel de imagini cu oameni care au stat la cus, care păreau pe alocuri interminabile, dar și cu aglomerație foarte mare, de care ulterior oamenii s-au plâns că sunt nemulțumiți de condiții și de felul în care lucrurile sunt organizate. Sunt lucruri care, cel puțin în teorie, ar putea fi rezolvate, aceste nemulțumiri, dacă cei care cumpără bilete ar citi termenii și condițiile, care sunt niște chestiuni foarte sufoase, care ar necesita foarte mult timp de citire, însă noi am selectat poate cea mai importantă parte a ceea ce trebuie să știe oamenii cu privire la aceste festivaluri, faptul că festivalurile de principiu nu își asumă ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care un artist anume nu mai ajunge la concert din diferite motive, pentru că acesta a fost discursul din ultimele zile, foarte mulți oameni, pentru că la Saga Festival nu au venit câțiva dintre artiștii anunțați, câțiva dintre headlinerii, oamenii își cereau banii înapoi. E bine, așa cum putem să vedem la Saga Festival, la Electric Castle sau la Untold, aceste festivaluri, aceste evenimente nu își asumă responsabilitatea pentru astfel de situații, pentru că, în principiu, aceste evenimente vând bilete pentru eveniment în sine și nu pentru un anumit concert. Însă, pentru a înțelege mai bine ce drepturi avem în astfel de situații, discutăm la această oră cu avocatul Anca Stoian, care se află alături de noi. Bună dimineața, Anca, și îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, România! Mă bucur să-mi vin ce zi alături de voi. Îți mulțumim că ești alături de noi. Anca, spune-ne, te rog, ce drepturi avem într-o astfel de situație în care eu, de exemplu, îmi cumpăr un bilet la un festival, vreau neapărat să văd unul dintre artiștii care este la acest festival, acel artist nu mai vine. Eu sunt nemulțumit. Ce pot să fac în această situație? Pot să fac ceva? Așa cum bine ați menționat și voi anterior, cel mai important document reprezintă termenele și condițiile festivalului respectiv. În ultimul timp începe să se pună un accent din ce în ce mai mare pe acest document și lumea începe să mai citească puțin din el, din ele, din termene. În măsura în care vorbim de
drepturile de a cere banii înapoi, trebuie să distingem între anumite situații. Respectiv, dacă vorbim de anularea întregului eveniment, acolo lucrurile sunt ceva mai clare. Acolo avem dreptul de a solicita rambursarea integrală a evenimentului sau, sigur, putem să vorbim de realocarea abonamentului respectiv pentru o ediție ulterioară. În cazul în care vorbim de anularea unuia dintre concertele respective, lucrurile sunt ceva mai nuanțate. Noi, avocaților, ne place să începem răspunsul cu depinde, adică vorbim despre o modificare semnificativă sau nu. În general, dacă se un artist, un concertul unui artist, atunci nu am dreptul să cer rambursarea. Aș mai distinge de bună seamă între așteptările pe care eu le am de la evenimentul respectiv, adică dacă vorbesc de întârzierea concertului, dacă vorbesc despre prestația artistului respectiv, din nou, nu prea am dreptul să cer rambursarea, am dreptul, desigur, așa cum spuneai și tu anterior, să discut pe Facebook, doar că asta nu îmi va proteja de o manieră eficientă drepturile, ci doar îmi va oferi o răcorire, să zic așa, față de situația respectivă. Așadar, nu ar trebui să ne raportăm la festivaluri ca la un produs oarecare pe care l-am achiziționat dintr-un magazin și nu suntem cumva mulțumiți de el. Pentru că dacă îți cumperi, nu știu, o pereche de pantaloni din magazin și nu ești mulțumit de ei, poți să-i returnezi. Însă la festivaluri, aparent, nu e chiar așa. Da, în esență, cam ăsta este răspunsul. Nu poți să vorbești doar de o nemulțumire, cum era materialul anterior raportat la cozi, raportat la calitatea anumitor servicii adiacente zonei de festival și așa mai departe. Ce se întâmplă în situațiile în care totuși vrei să te adresezi unei autorități? Există în România autorități care să trateze și cu această, și cu această zona festivalurilor? Pentru că sunt percepute oricum ca niște servicii pe care noi le cumpărăm. Sigur că da, nu este vorba doar de festivaluri aici, ci vorbim în esență de calitatea pe care o ai atunci când participi la acest festival, respectiv calitatea de consumator. Și de aici vine și răspunsul la întrebarea ta, protecția consumatorului prin partea de SalSol, de soluționarea acestor litigii extrajudiciar dintre consumatori și profesioniștii care oferă aceste servicii, se poate realiza de o manieră eficientă și rapidă. Aș completa puțin la cele menționate de tine și aș adăuga partea de informare asupra căreia se pune accent din ce în ce mai mare în ultimii ani, să zic așa, și de aici poate să genereze o nemulțumire, un litigiu, orice, respectiv trebuie să ținem cont de informarea completă, corectă și precisă pe care o oferim consumatorului și toate aceste elemente ar trebui să se găsească în termene și condiții care ne pot vorbi de drepturi și de obligații corelative, pentru că nu pot să am doar un drept absolut în această situație. Și cred că acestea sunt elemente de care participantul la festival ar trebui să țină cont înainte de a ajunge efectiv în zona festivalului. Anca, îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații și explicații pe care ni le-ai adus. Așadar, Daniel, hai să citim termenele sau termenii, pentru că am găsit în foarte multe variante. Unii spun că sunt termenele și condițiile, alții spun că sunt termeni și condiții, mie nu-mi sună corect în ambele variante, însă cu siguranță, aparent, trebuie să le citim. Cine ar fi crezut? Și o problemă și mai mare, Radu, intervine atunci când citim prețurile de la băuturi și mâncare de la festival. Acolo trebuie să ai grijă să nu cumva să-ți dai primul născut pentru... Aici e doar vina ta. Du-te cu mai mulți pe la tine. Mulțumim foarte mult, Radu, pentru acest sfat important.